cu coloana, Domnul s-a atins de coloana Domnului. Cei care au avut probleme cu rinichiul stâng, Domnul s-a atins de el. Și în timpul din față a spus Domnul, dacă se va găsi credință, Domnul vrea ca să mai să ridice mărturie. Tot pentru locul acesta am avut din partea Domnului să vă rugați că vrășmașul are un plan de tulburare, dar dacă veți fi în unitate, Domnul va zădărnici. Să vă mai rugați și să fiți în unitate, că Domnul are de scos suflete la mântuire, chiar din familiile dumneavoastră. Asta a fost. Atunci pentru noi toți am avut la sfârșit o vedenie care foarte minunată și m-am bucurat și am zis, Doamne, ajută-ne ca să avem haina aceea albă care trebuie să o avem când trebuie să fim în împărăția ta. Se vedea o întindere mare, o ca și o câmpie. Și acolo erau mese, ca și la nuntă, dar așa de multe erau mesele acelea și pregătire. Și era totul așa ordine și fețe de mese așa albe. Și Domnul a spus, uitați-vă, zice, ce pregătire, totul este gata și totul e pregătit. Și atunci mi-a arătat așa mai multe haine albe și spunea, uită-te și spune, zice, hainele astea albe erau un alb deosebit cum nu există pe pământ. Așa, zice, trebuie să fiți îmbrăcați și când sunteți, veți fi la masa mea. Și Domnul să ne ajute. Amin. Pentru sora, am mai primit din partea Domnului, pentru dumneavoastră, am văzut o ființă, un sol al Domnului din cer. A venit în dreptul dumneavoastră, mâna stângă avea o sticluță cu un de lemn. Și atunci au luat și au pus un de lemn pe fruntea dumneavoastră. Nu știu ce problemă aveți.